Bună ziua, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit aici în Casa Guvernului, transmitem în direct pe platformele guvernamentale și în spirit de transparență vă comunicăm cele mai importante decizii care sunt adoptate în cadrul acestei ședințe, dar și anunțurile de interes public pe platforma guvernamentală, răspunzând totodată la întrebările colegilor jurnaliști care se adună de fiecare dată ca să reflecte activitatea executivului. Astăzi am avut pe ordinea de zi mai multe subiecte, au fost 16 în tot, dintre care un proiect de lege, 13 proiecte de hotărâri de guvern, un proiect de aviz și un punct privind resursele umane cu o demisie la externe și cu altă numire tot la Ministerul de Externe. Reamintesc tuturor că acest briefing de presă îl puteți urmări pe platformele noastre online. Totodată, dacă doriți să urmăriți subiectele de actualitate pe linia guvernului, o puteți face pe canalul general Prima Sursă sau pe canalul de Telegram a guvernului, care este disponibil și vă puteți abona de fiecare dată. Bun, să începem acum cea de-a 46-a conferință de presă cu cele mai importante anunțuri pe platforma guvernamentală. Colegii din media au avut un interes legat de vizita vicepremierului pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la Bruxelles. Au fost mai multe solicitări și întrebări legate de formatul delegației, care sunt subiecte de discuție. Sunt foarte bucuros să răspund la aceste precizări. Este într-adevăr prima vizită a doamnei vicepremier prim-ministru după numire la Bruxelles. Delegația doamnei viceprim-ministru este compusă și este de altfel numeroasă pentru că se discută subiectele care vizează începutul negocierilor de aderare. Din această delegație fac parte secretarii de stat și oficialii de la Ministerul Afacerilor Externe, de la Ministerul Justiției, de la Ministerul Dezvoltării Economice și a Digitalizării, de la Ministerul Finanțelor, de la Ministerul Energiei, de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, de la Cancelarea de Stat și astăzi sunt programate mai multe întrevederi a doamnei viceprim-ministru cu oficialii europeni, inclusiv cu șeful Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a UE. Scopul acestei vizite este unul foarte clar, tranșant. Se vor discuta următorii pași în procesul de negocieri și desigur că evaluarea sau lansarea evaluării de conformitate a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Accelerat începem procesul de negocieri cu UE prin remanierile inclusiv care au fost efectuate pe dimensiunea guvernamentală, prin fortificarea acestui domeniu. În cadrul instituțiilor și ministerilor subordonate există oameni responsabili și echipe dedicate. Pe plan intern există grupurile de lucru care deja au fost create anul trecut, despre care am comunicat, care examinează tot spectrul de subiecte. Deci, pe linia guvernamentală, mesajul este clar, aderarea la Uniunea Europeană este prioritatea națională stabilită de doamna președintă, stabilită de domnul prim-ministru și se lucrează la capacitate maximă. Totodată, în vizita de la Bruxelles, viceprim-ministra pentru integrare europeană va participa și la o întâlnire cu membrii Clubului Moldova-UE, din care fac parte cetățenii active ai noștri stabiliți în capitala UE Bruxelles. Împreună cu aceste persoane vor fi identificate modalități prin care se pot sprijini procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Doamna viceprim-ministră cu siguranță va comunica public despre aceste întrevederi, urmăriți pagina acestea pe Facebook, dar și pe linia guvernului noi vom plasa comunicatele de presă tematice de la aceste întrevederi. Totodată, la sfârșitul acestei săptămâni, vom avea și un eveniment de presă public în care doamna viceprim-ministru va informa opinia publică despre rezultatele vizitei și a delegației țării noastre în capitala Uniunii Europene. Vreau mai departe să vorbesc despre un eveniment care este organizat inclusiv cu sprijinul autorităților, Moldova Cyber Security Forum anul 2024, evenimentul care anunță consolidarea securității cibernetice naționale. În vederea avansării agendei guvernamentale în securitatea cibernetică, Ministerul Dezvoltării Economice și a Digitalizării, cu participarea premierului Dorin Recean, va organiza Moldova Cyber Security Forum. La ediția din acest an va fi lansată Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică și Institutul Național de Inovație în Securitate Cibernetică CyberCore, instituții care vor avea un rol esențial în prevenirea amenințărilor care țin de securitatea cibernetică. Moldova Cyber Security Forum reprezintă o platformă de dialog între specialiști din domeniul de referință și va avea loc vineri, 9 februarie, începând cu ora 9 la Techwell. Colegii din presă la fel sunt invitați să se alăture acestui eveniment. Temele centrale, după cum am menționat, pe lângă lansarea
Agenției Naționale de Securitate Cibernetică și Academiei, vor fi și parteneriate publice-private și oportunități de colaborare, anunțarea sectoarelor de infrastructură critică și formalizarea grupurilor de lucru tematice, prezentarea de soluții la utilizarea inovatoare și relevante lecții învățate pe domeniul securității cibernetice, accent regional pe provocările Moldovei, atacurile DDoS care s-au produs în ultima perioadă și ce facem mai departe, dezinformarea și cum o combatem prin intermediul noilor instrumente, educația cibernetică, sunt mai multe subiecte. Acest eveniment este organizat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, Universitatea Tehnică a Moldovei și Techwell, cu suportul partenerilor noștri USAID, a Suediei, Marii Britanii și misiunii de parteneriat a Uniunii Europene în Moldova și Governance Academy. Mai multe detalii le puteți consulta pe platforma Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, disponibile inclusiv cu speakerii care sunt listați în direcția respectivă. Totodată, pe linia Ministerului Culturii, colegii ne amintesc că astăzi este ziua cititului împreună, marcată și celebrată în peste 170 de țări. Menționez că Biblioteca Națională a Republicii Moldova a inițiat o campanie națională cu genericul Citim cu voce tare împreună, un exemplu de concentrare a eforturilor bibliotecilor din Sistemul Național de Biblioteci pentru a celebra impactul unic al acestei activități. Campania națională Citim cu voce tare împreună este o mișcare de sensibilizare a cititorilor, a instituțiilor infodocumentare și a instituțiilor de învățământ, desigur. Programele de lectură inițiate de biblioteci mobilizează și consolidează comunitatea în sprijinul lecturii și pe platforma guvernamentală invităm toată lumea interesată să participe cât mai activ, să consultați biblioteca din localitate, să intrați pe pagina web a Bibliotecii Naționale pentru a consulta programul și să vă alăturați inițiativii Ministerului Culturii, participând activ la acțiunile care sunt preconizate. Prin citire și lectură ne dezvoltăm personal și dobândim noi capacități. Totodată, pe linia Ministerului Educației și Cercetării, vrem să reamintim că este continuat programul de studiere a limbii române. Guvernul vă ajută să învățați limba română. Adulții care doresc să învețe limba română se pot înscrie la cursurile gratuite organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul Programului Național de Studiere a Limbii Române, lansat anul trecut. Vă puteți înscrie la aceste cursuri până la data de 29 februarie prin completarea unui formular online care este disponibil pe pagina web a instituției. Dacă cineva nu poate să se înregistreze, este și un număr de telefon mobil care poate fi consultat. Totodată, anul trecut, în Programul Național de Studiere a Limbii Române au fost instruite peste 6550 de persoane. Și pentru că acest program se adresează persoanelor inclusiv vorbitoare de limba rusă, am să fac o mică precizare și un mic anunț în limba rusă, ca toate persoanele интересата са партичипе. Уважаемые дамы и господа, если вы хотите выучить румынский язык, государственный язык Республики Молдова, мы, правительство приглашает вас изучать румынский язык. Взрослые, желающие изучать румынский язык, могут записаться на бесплатные курсы, которые организованы Министерством образования и науки в рамках национальной программы изучения румынского языка, запущенной еще в прошлом году. У нас уже в этой программе изучения румынского языка было обучено более 6550 человек. На курсы можно записаться до 29 февраля 2024 года, заполнив онлайн-форму, которую можно найти на сайте министерства, которое организует эти курсы. Если у вас не получается записаться на эту программу, есть номер телефона, вы можете проконсультироваться с 9 до 17. Мы приглашаем всех русскоговорящих граждан Молдовы, которые бы хотели повысить свою квалификацию и изучить румынский язык, записаться на эти курсы. Mulțumim tuturor celor care s-au înscris în program. Abia așteptăm să auzim și feedback-ul celor care au trecut prin acest program și deja au deprinderi de comunicare în limba de stat a țării noastre. Deci, la această etapă am să fac o pauză pentru că colegii jurnaliști au mai multe întrebări, după care am să continui cu cele mai importante hotărâri de guvern adoptate astăzi, selectate de către echipa de comunicare. Până atunci, dragi colegi jurnaliști, dacă ați putea să spuneți ce întrebări aveți. Să ne spui, te rog frumos, dacă guvernul a găsit câteva soluții pentru restanțele salariale.
Da, mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Este un subiect care este în atenția autorităților, inclusiv pe linia Ministerului Infrastructurii, dar și colegilor care sunt responsabili. Se caută soluții în continuare pentru ca salariații care au muncit și și-au făcut onest meseria să poată să-și primească salariile. Cunoașteți din spațiu public, inclusiv, au fost mai multe informații legate de acest subiect. Înțelegem și acțiunile de protest care sunt organizate. Toate aceste mesaje, ele cu siguranță sunt în atenția responsabililor care sunt în căutare de soluții. Mulțumesc și pentru această întrebare. Domnul Vozean a comentat acest subiect în spațiu public. A fost și un mesaj din partea APP la tema dată. Vreau să reamintesc că aceste întreprinderi sunt în subordinea respectivei autorități. De la guvern nu am comentarii suplimentare decât cele care au fost în spațiu public. Cu siguranță, orice intenție de schimbare de management sau numiri care se vor produce în viitor vor fi orientate pe eficientizarea activității între prinderilor care sunt gestionate de către stat și pe viitor urmează să fie anunțate inclusiv numirile noi la întreprinderile pe care le-ați menționat. Cu toate acestea vreau să punctez că pentru a evita orice speculație din spații public să fie urmărite sursele oficiale și atunci când se întâmplă să fie consultați colegii din prima sursă, dar nu din auzite sau din zvonuri. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Trăim într-o societate democratică. Dreptul la protest este un drept inalienabil. Persoanele care o fac în condițiile legii au dreptul să o facă. Noi nu comentăm revendicările sau aspectele care au fost menționate în protestul BCS. Totodată vreau să mă refer la faptul că acest guvern, echipa guvernamentală, în continuare își continuă misiunea dedicată și punctuală de a contribui la îmbunătățirea infrastructurii, la îmbunătățirea condițiilor de viață, la oferirea oportunităților noi pentru cetățenii acestei țări, astfel încât nivelul de viață să fie mai bun. Și acest executiv va continua aceste eforturi care sunt orientate în beneficiul cetățenilor și nu ne dorim politizarea subiectelor atunci când ne gândim la interesele acestor cetățeni care trebuie protejate prin acțiunile ferme pe care le face executivul pe toate domeniile de referință. Subiectul acesta a fost comentat de către responsabilii de la Ministerul Afacerilor Interne. Colegii au spus foarte clar că în cazul în care vor fi contactați oficial pe acest subiect, urmează să ofere toată expertiza. La această etapă noi nu cunoaștem despre asemenea solicitări, având în vedere că vorbim și despre jurisdicții. Deci, în momentul în care vom avea informații suplimentare, responsabilii cu siguranță le vor comunica în spațiu public. La această etapă putem să verificăm aceste informații și să revenim odată ce vom avea o claritate la acest subiect. La această etapă nu am o confirmare că ar dispune de cetățenie. În momentul în care vom avea aceste confirmări sau lipsa acestora, neapărat vom comunica suplimentar. Da, deci
Pot să vă povestesc pe linia guvernului inițiativele foarte concrete care au fost făcute în această dimensiune și în multe altele. Guvernul, urmarea unor inițiative inclusiv lansate pe platforma parlamentară, a sprijinit efortul ca toate datele personale care sunt procesate de către diferite companii care activează pe teritoriul Republicii Moldova să nu le poată accesa din exterior, dar să fie stocate și păstrate exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, având în vedere legislația și respectând legislația pe această dimensiune. Ori și pe acest caz, este evident că orice companie care activează pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să respecte legislația țării și datele cu caracter personal, informațiile care vizează cetățenii noștri, călătoriile pe care le înregistrează, trebuie protejate în conformitate cu legea. Iar în cazul în care vor fi admise încălcări la acest capitol, cu siguranță autoritățile responsabile vor acționa în consecință. Este inadmisibil ca datele despre cetățenii Republicii Moldova să fie folosite în alte scopuri decât cele declarate, ori prin îmbunătățirea cadrului legal despre care s-a mai comunicat în interacțiunea anterioară a guvernului. Noi am spus foarte clar că trebuie să protejăm aceste date de caracter personal și să ne asigurăm că acestea sunt păstrate în conformitate cu legile țării noastre. Absolut toate companiile care sunt înregistrate în Republica Moldova urmează cadrul normativ al țării noastre și, după cum am spus, această companie sau alte companii care încalcă sau nu respectă careva prevederi legale urmează să fie aplicate sancțiunile care reies din cadrul normativ. Au fost ceva discuții înainte de a se accepta această înregistrare sau... Nu, deci în mod foarte clar, atunci când o companie realizează o activitate ca personalitate juridică, are nevoie de un statut juridic pe teritoriul țării noastre, ori asta nu este doar exemplu pe care l-ați menționat în întrebarea dumneavoastră, se referă la multe alte exemple, avem foarte multe companii care activează pe teritoriul țării noastre și atunci trebuie să fie respectat formula juridică cu inclusiv domeniul de activitate. În cazul de față, dumneavoastră ați invocat domeniul transport. Ori pe domeniul transport avem anumite reglementare foarte clare. Cea mai recentă și subiectul care a fost inclusiv temă de investigație pentru televiziunea pe care o reprezentați a fost datele cu caracter personal a cetățenilor. Autoritățile au acționat foarte concret pe acest caz, au îmbunătățit cadrul normativ și în cazul în care acest cadru normativ nu va fi respectat, vor fi întreprinse acțiuni de regoare. Totodată, cetățenii Republicii Moldova trebuie să se bucure de altfel de oportunitatea de a acționa în cazul în care văd careva ilegalități, de a acționa la autoritățile responsabile și să solicite, în cazul în care sunt nemulțumiți de anumită activitate, să solicite acțiuni din partea autorităților. Deci asta este la fel prevăzut în legislație. Ne îmbunătățim calitatea serviciilor prestate. Dragi colegi, am mai primit și din online o întrebare legată de acele anunțuri care sunt difuzate de către Primăria Municipiului Chișinău în transport public. Au fost, știu că, mai multe teme. Eu am să fiu foarte succint. Eu chiar personal ieri am citit aceste anunțuri plasate inițial pe contul primăriei. Judecata mea de valoare a fost că inițial am crezut că persoanele rău intenționate au spart contul primăriei și au plasat aceste anunțuri pentru că erau foarte agresive. Înțeleg nedumerirea multor cetățeni și colegilor din presă care au întrebat la acest subiect. Deci, într-adevăr, sunt mesaje agresive ale primăriei municipiului Chișinău în transportul public. Le-am auzit și eu personal aseară când am călătorit cu transportul spre casă. Sunt de acord cu opinia chișinăuienilor care au calificat ca absolut penibile aceste mesaje difuzate agresiv în transport. Din experiența proprie pot să remarc că majoritatea cetățenilor poartă căști și nu se lasă influențați de aceste mesaje.
mesaje absolut nepotrivite în spațiul public și cumva se apără de această poluare sonică. Regret că avem o astfel de situație când troleibuzele din capitală sunt folosite cu scopul de a transmite mesaje care de fapt nu sunt de interes public. Alte comentarii la subiect nu am să mai fac, ca să nu facem polemică la subiect, dar mulțumesc pentru interes și întrebarea adresată. Acestea fiind spuse, dacă nu sunt întrebări, mulțumesc jurnaliștilor care au fost prezenți astăzi la Centrul de Presă. Eu am să continui cu cele mai importante hotărâri de guvern adoptate. Guvernul continuă digitalizarea serviciilor, 6 autorizații și certificate nu vor mai fi obligatorii pentru antreprenori. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi în ședință de guvern. Interacțiunea antreprenorilor cu Agenția Națională pentru Reglementarea Comunității Electronice și Tehnologiei Informației, ANRCETE, Centrul Național de Acreditare din Moldova, Moldac, și Institutul Național de Metrologie va fi simplificată. 6 din serviciile publice prestate de aceste instituții vor fi digitalizate, iar altele vor fi prestate în mod proactiv. O hotărâre a fost aprobată în ședința de guvern, detalii în comunicatul de presă a guvernului în scurt timp va fi publicată pe platforma noastră. Totodată, în ședința de astăzi, prezidată de premierul Dorin Recean, guvernul alocă peste 1,6 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale. Este un subiect foarte important, mult așteptat de către cetățeni, pentru că vorbim de infrastructura rutieră. Aproape 6.000 de kilometri de drumuri publice naționale urmează a fi întreținute și reparate în anul curent. Executivul a aprobat programul privind repartizarea acestor mijloace din fondul rutier pentru drumurile publice naționale. Din suma totală de 1,6 miliarde de lei, aproximativ 367 de milioane vor fi alocați pentru întreținerea curentă a drumurilor publice naționale de vară, iar pentru perioada de iarnă, peste 90 de milioane de lei. De asemenea, alte 184 de milioane vor fi cheltuiți pentru lucrări și servicii de întreținere periodică și 59 de milioane pentru lucrări și reparații la drumuri și poduri la nivel național, iar peste 737 de milioane de lei sunt preconizați pentru reparații capitale ale drumurilor și podurilor din țara noastră. Totodată, mijloacele financiare vor fi repartizate pentru elaborarea și adoptarea documentelor normative, executarea lucrărilor de proiectare și lucrărilor cadastrale, evaluarea drumurilor și altele. Reamintesc că această acțiune face parte din programul autorităților de a construi servicii calitative, de a construi în țară drumuri cât mai bune și desigur că o atenție deosebită va fi acordată acestui subiect și pe parcurs. Totodată, la Taraclia va fi deschis o sucursală a Universității Angel Cancev din Bulgaria. Executivul a desemnat membrii delegației oficiale pentru negocieri a acordului dintre guvern și guvernul țării noastre și guvernul Bulgariei privind constituirea în orașul Taraclia a sucursalei Universității Angel Cancev din orașul Rusia, Bulgaria. Delegația va fi condusă de către secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Adriana Cazacu-Țigaie, care va avea grijă să negocieze noile prevederi. Încheierea acestui acord va duce la îmbunătățirea serviciilor în domeniul educațional în sudul țării, va consolida, de altfel, eforturile autorităților de a oferi servicii educaționale calitative în regiunea respectivă, dar și a crea un pol de atracție pentru tinerii care sunt inclusiv din Republica Moldova, din raioanele din sudul țării, dar și cei din Ucraina, de exemplu, care ar dori să absolvească o universitate dotată mai bine din punct de vedere tehnico-material, dar și care vor dispune de o diplomă recunoscută la nivel european. Finanțarea sucursalei acestei universități la Taraclia va fi asigurată din bugetul universității din Bulgaria, astfel încât vor fi reduse și cheltuieli din cadrul bugetului public. Totodată, astăzi, guvernul a aprobat și memorandumul de înțelegere privind interconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România. Cabinetul de ministri a aprobat memorandumul de înțelegere dintre guvernul țării noastre și guvernul României privind realizarea proiectelor necesare de interconectare a rețelelor de gaze naturale și energie electrică din Republica Moldova și România. Documentul a fost semnat la 11 decembrie 2023 și are ca scop crearea cadrului necesar unei cooperări în domeniul energiei dintre Chișinău și București, examinarea soluțiilor posibile și realizarea proiectelor în domeniul energiei pe termen lung. Detalii vor fi de asemenea comunicate pe platforma executivului în cel mai scurt timp.
Vreau la această etapă să fac o mică repriză ca să continuăm cu secțiunea următoare a briefingului de presă, care ține de agenda publică a Cabinetului de Ministri și am să încep cu premierul Dorin Recean. Tradițional, ziua de joi este dedicată vizitelor în teritoriu, atunci când premierul și echipa sa desfășoară aceste vizite, în care mergem și descoperim problemele localităților din întreaga țară. După vizita de săptămână trecută de la Căușeni, unde au fost discuții desfășurate pe mai multe teme, pe infrastructură, pe generare de noi oportunități pentru primării și acțiuni la nivel local, sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii și alte domenii. De această dată sau în această săptămână, premierul va desfășura următoarea vizită în nordul țării, la Soroca. Premierul, ca de obicei, se va întâlni cu primarii din raionul Soroca, dar și cu instituțiile desconcentrate. Va transmite mesajele care vizează buna cooperare autorităților centrale, autorităților locale, dar și instituțiile desconcentrate, în scopul soluționării problemelor reale ale locuitorilor raionului. De asemenea, premierul Dorin Recean va vizita mai multe obiective, va promova programele guvernamentale, cum este Satul European, dar și programul 373 de sprijin întreprinderilor mici și mijlocii. Vizita sau toate vizitele cu regularitate includ și deplasări la întreprinderile mici și mijlocii, afaceri de succes, oameni care au reușit și oameni care pot fi un exemplu motivațional pentru alții, care creează locuri de muncă la nivel local. Colegii din nordul țării, în special din presa regională, sunt invitați să ne anunțe dacă sunt interesați de programul public a premierului, astfel încât să vă oferim detalii. De asemenea, vom fi bucuroși să comunicăm transparent rezultatele vizitei, ca de obicei, pe platforma guvernamentală. Totodată, pe dimensiunea agenzii Cabinetului de Ministri, vreau să menționez că vicepremierul Dumitru Alaiba vor inaugura cu partenerii de dezvoltare pe data de 9 februarie la Techwell Moldova Security Cyber Forum, despre care am vorbit. Totodată, vicepremierul Mihai Popușoi, ministrul afacerilor externe, a avut ieri o vizită la București. Rezultatele pot fi văzute pe platforma instituției. Ministrul va avea săptămâna aceasta întrevederi cu ambasadorul Republicii Kazahstan, dar și cu ambasadorul chinez. Detalii vor comunica colegii de la externe. Pe linia Ministerului Finanțelor, marți, 6 februarie, a fost împreună cu colegii de la Biroul Național de Statistică și colegii de la MDED lansat sistemul informațional depozitarul public al situațiilor financiare, care poate fi utilizat pe platforma depozitar.statistica.md. Adrian Efros va participa vineri 9 februarie la evenimentul de recepționare de către Inspectoratul General al Poliției a vehiculelor și echipamentelor tehnice donate de Guvernul Japoniei. În cazul Ministrului Energiei, acesta va participa tot vineri la prezentarea studiului privind situația actuală în sectorul termoenergetic. În baza studiului vor fi elaborate un șir de recomandări pentru dezvoltarea sectorului. Ministrul Culturii, astăzi, de ziua cititului împreună, la ora 15, va citi cu voce tare din povestea prostie omenească de Ion Creangă la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Chișinău. Persoanele interesate și presa sunt invitate să se alăture. Și alți colegi din Cabinetul de Ministri au o agendă încărcată, care poate fi consultată pe platformele executivului. Acum, la rubrica tradițională, imuni la dezinformare, împreună combatem falsurile, ne-a tras atenția în mod deosebit un fals care a circulat în spațiu public de mai multe zile, care vizează dezinformări cu caracter provocator legate de staționarea unor avioane F-16 pe teritoriul Republicii Moldova. Colegii de la Ministerul Apărării au dezmințit acest fals în mod public. Vrem și noi să repetăm pe această platformă că deci Ministerul Apărării nu a permis staționarea avioanelor F-16 care ar aparține unui stat pe aerodromul de la Mărculești sau că acestea ar urma să traverseze spațiul aerian al Republicii Moldova. Dezmințim aceste informații false care sunt lansate în spațiu public anume pentru a crea dezinformare și panică și neînțelegere. Rugăm cetățenii să fie foarte vigilenți și atunci când urmăresc rețelele sociale, în special cele pe TikTok, pe Telegram, să vadă cu atenție sursele. Se circulă tot felul de scrisori false, se circulă tot felul de materiale în exclusivitate. Deci, mare atenție! Dacă nu este clară sursa, dacă nu este confirmat de către autorități o informație, fiți vigilenți și să nu aveți încredere în aceste falsuri lansate în mod premeditat.
Acum vreau să mă refer și la alte falsuri care au fost lansate în domeniul economic, inclusiv de către unii politicieni care au dezinformat opinia publică legată de subiectele datoriei externe, legate de subiectele indicilor macroeconomici. Pe platforma guvernamentală vrem cu toată responsabilitatea să menționăm că referitor la datoria publică a Republicii Moldova, ea este la nivelul de 34,8% din PIB, un nivel mai mult decât rezonabil comparând cu țările din regiune și media care este la nivelul Uniunii Europene. De exemplu, în România aceasta este 48% din PIB, Croația 66%, iar media europeană este de 83%. Aceste mesaje care sunt false și lansate privind pretinsa datorie sau incapacitatea statului de a gestiona această datorie, iar sunt lansate în scop de a manipula oamenii. Orice angajament financiar pe care și-l asumă țara noastră, el este examinat de către responsabile de la Ministerul Finanțelor, reieșind din capacitățile bugetului. De asemenea, este examinat de către partenerii care oferă acest sprijin. Și aceste resurse sunt orientate pe proiecte de dezvoltare a infrastructurii, pe proiecte de modernizare, proiecte care de altfel oferă beneficii cetățenilor. Și invităm toată opinia publică să folosească responsabil aceste cifre și să nu divizeze societatea bazându-se pe acestea. Totodată vreau să reiau tradiționalele recomandări. Nu verificați de fiecare dată informațiile pe care le consumați. Nu promovați, distribuiți conținut care este fals. Atunci când discutați cu apropiații și vedeți că sunt lansate anumite informații false și cunoașteți despre acest lucru, atenționați apropiații voștri ca să cunoască despre informația dată. Fiți foarte atenți la informațiile difuzate la radio și TV, în cazul în care sesizați dezinformări sau falsuri, sesizați Consiliul Audiovizualului, sesizați redacția care difuzează aceste conținuturi. Dacă vedeți informație falsă pe rețele sociale, atunci raportați respectiva informație pe platforma pe care ați citit-o. Și cel mai important, urmăriți posturile credibile, posturile care nu se ocupă cu dezinformarea, posturile care au grijă de cetățean, de interesul public și prezintă informația în mod obiectiv. Pe linia autorităților, urmăriți Prima Sursă, canalul oficial de verificare a informațiilor, verificați informațiile publicate de către autorități în mod responsabil pe platformele oficiale ale acestor autorități. Și la final, în încheiere, vreau să transmit un mesaj de apreciere colegilor din Direcția Comunicare, comunicatorilor din cadrul instituțiilor publice care contribuie la organizarea acestui briefing de presă, dar și colegilor din echipa tehnică, colegilor de la Privesc Eu și de la AirLife, care au grijă să ne ofere sprijin în organizarea acestor transmisiuni. Reamintesc, ați urmărit în direct, din Casa Guvernului, transmisiunea în direct a celui de-a 46-lea briefing după ședința executivului, în care am vorbit despre cele mai importante decizii, iar noi ne revedem săptămâna următoare, tot aici, cu sloganul nostru, comunicare transparentă în beneficiul cetățeanului. Vă dorim o zi cât mai bună în continuare. La revedere!